Au trecut numai puțin de 51 de ani de la catastrofa minieră din comuna Certeju de Sus. În dimineața zilei de 30 octombrie 1971, 89 de oameni au murit după ce digul exploatării miniere a cedat, iar muntele de steril din iazul de decantare a năvălit peste cartierul muncitoresc din apropiere. Amploarea dezastrului a fost ascunsă la acea vreme de autorități pentru a nu fi declarat doliu național. 89 de oameni au murit atunci și alte 104 au fost rănite, iar autoritățile au anunțat moartea a numai 16 persoane pentru a nu fi nevoite să declare doliu național. Acțiunile de salvare au decurs foarte greu din cauza lipsei de informații privind numărul celor care locuiau în clădirile aflate sub steril, dar și pentru că în dotarea unității miniere nu erau utilajele necesare executării unor operațiuni de salvare de acest fel. Acum, la o jumătate de secol de la tragedie, nu putem decât să ne exprimăm compasiunea pentru familiile și urmașii victimelor, dar avem datoria morală să facem tot ce depinde de noi pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple și totodată să nu trecem în uitare această catastrofă în urma cărei au murit oameni nevinovați. Dumnezeu să-i odihnească în pace. A transmis Călin Petru Marian, prefectul județului Hunedoara.